Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu Chef Feli. Vom face astăzi negrese de post. Ingrediente: 100 de grame de zahăr. Eu am aici dulceață de lămâi, puteți folosi ce fel de dulceață doriți. 100 de ml de ulei de măsline, puteți folosi și ulei normal. 150 de ml de apă minerală și miez de nucă. Eu am prăjit pentru un gust mai profund. Aproximativ 300 de grame de făină și 2 lingurițe de cacao. Cum vom proceda? Punem în bol zahărul și cele 2 lingurițe de cacao. Și cu un tel le omogenizăm. Le amestecăm. Și un piculeț de praf de copt. Acum adăugăm cele 150 de ml de apă minerală și amestecăm până ce zahărul este topit complet. Zahărul s-a topit. Acum adăugăm dulceață. Vă pune 3 lingurițe de dulceață de lămâi. Care amestecăm. Acum adăugăm făină treptat, cât să iasă o pastă consistentă. Dacă doriți, puteți adăuga, acum adăugăm uleiul de măsline, puteți adăuga și o esență de rom. Adăugăm un pic de făină și amestecăm. Am încorporat și făina. Acum ultimul pas, adăugăm miejii de nucă și praful de copt, bineînțeles. Amestecăm bine. După care adăugăm miejii de nucă. După cum v-am spus, eu i-am prăjit un pic, i-am ținut la cuptor pentru 10 minute. Am adăugat și miezul de nucă. Amestecăm și compoziția pentru negresă este gata. Am aici tava în care voi coace negresa, care am pus foaie de copt. Punem compoziția în tavă, după care o voi da la cuptor pentru 35 de minute la 180 de grade. Prăjitura negresă este gata. Am ținut-o la cuptor pentru 35 de minute la 180 de grade. Acum o voi pudra cu zahăr vanilat. După care este gata de servit. Eu vă urez poftă bună, sper să încercați și voi această rețetă, iar dacă v-a plăcut să vă abonați pe canalul meu Chef Feli. La revedere!